Dezbatem subiectul în minutele următoare cu colegul meu Cătălin Lența. Cătălin, mulțumim pentru prezență. Toată lumea se întreabă, vor exista represalii din partea Iranului în urma acestui atac? Dacă mi este permis un scurt comentariu înainte de a ne aminti ce s-a întâmplat, la începutul celui de-al doilea război mondial a existat așa numitul drol de gher. Un război ciudat, un război caragios. Uh, Germania tocmai a făcut praf Polonia, pe frontul de vest nu se întâmpla mare lucru. Așa pare a fi și acum. Totul a pornit, să ne amintim, la 1 aprilie când Israelul a atacat consulatul iranian din Damasc, din Siria uh, și s-au întâmplat lucruri importante de atunci. Uh, un răspuns al Iranului, o reacție a Israelului către Iran, dar toate au culminat cu ce s-a întâmplat în această dimineață. Nu știm exact ce a fost. Oficial americani, citați de BBC, spun că o rachetă a zburat din Israel și a căzut aici, în regiunea Isfahan, unde există o importantă bază militară și puțin mai jos de Isfahan, dar tot în aceeași regiune, există o centrală nucleară, un sit de cercetări nucleare la Natanz, da? unde Iranul își desfășoară o parte din programul nuclear. we <laughs> Asta știm, de exemplu, de la americani, că a fost o rachetă. Cei din conducerea armatei iraniene spun că nici vorbă de rachetă au fost dobărâte niște drone deasupra teritoriului iranian. Una peste alta apare așa un fel de uh, lovitură de complezență, pentru că să nu uităm ce s-a întâmplat de la 1 aprilie. Situația între Iran și Israel n-a fost niciodată una simplă, e complicată. Acest lucru dovedește că cele două țări, în ciuda faptului că uh, sunt în aceeași regiune, nu reușesc să se înțeleagă una pe alta și mai ales să găsească o cale de coexistență pașnică. Poate și pentru că Iranul se dorește o mare putere, fiind șiit, în general, cea mai mare parte, 99% din populație șiită, Iranul se vrea o putere regională. El acolo se ciocnește cu alte puteri, de exemplu Arabia Saudită, sunită, da? dar există și Israelul care ține în șah și controlează o bună parte din regiunea respectivă. Așa că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Pe 1 aprilie am avut un atac din partea Israelului nerecunoscut asupra consulatului iranian din Damasc, din Siria. Au murit doi generali ai gărzilor revoluționare. Sunt oamenii de încredere din punct de vedere militar ai Ayatollahului Suprem al Iranului și alți cinci ofițeri de importanță mare. După acest lucru, condamnat evident de Iran și se jurase răzbunare cu orice mijloc, a urmat în noaptea de 13 un atac uh, important al Iranului asupra Israelului. Aproape 200 de drone și peste 100 de rachete balistice și de croazieră. Doborâte. în cea mai mare parte, uh, nu s-a întâmplat mare lucru. Ei bine, de atunci, cabinetul de război izraelian, întrunit în nenumărate ședințe, a căutat un răspuns. Răspunsul a venit. Uh azi noapte, nu-i așa? În această dimineață am văzut acel atac, o rachetă posibil care a lovit zona Isfahan sau câteva drone care au ajuns deasupra Iranului. Toată lumea se întreabă dacă acesta e un răspuns adevărat sau dacă nu cumva și lovitura iraniană anunțată de dinainte, le au lăsat aproape două săptămâni pentru pregătire și răspunsul de acum Israelului nu sunt doar butaforii care să dea senzația popoarelor lor din cele două țări, că guvernanții, politicienii fac ceva pentru a-i apăra. Identificăm, Cătălin, un element comun. Pe de-o parte, vedem că armata Tel Avivului nu comentează, pe de altă parte, vedem că Pentagonul nu comentează de ce. Păi, Pentagonul nu dorește să se implice foarte mult, deși Statele Unite, Pentagonul fiind de Ministerul Apărării de la Washington, se implică direct în susținerea Israelului. Am avut declarații în ultimii zeci de ani, dar ultima, de exemplu, cea a lui Joe Biden, a președintele american, care vorbește de o apărare de neclintit de fier a Statelor Unite în cazul Israelului și întărită de toți alți politicieni. Dar, dincolo de, de participări directe la acțiuni punctuale. De exemplu, soldații americani au contribuit la dobărârea rachetelor și dronelor care au fost lansate spre Israel. Soldații americani sunt cei care în Marea Roșie veghează la atacurile rebelilor Huti asupra navelor comerciale. Marina americană e cea care patrulează, inclusiv în Oceanul Indian. Dar atât. Statele Unite nu vor să se vadă implicate într-un conflict direct. Au și avertizat sprijinim și apărăm Israelul, dar nu mergem pe jos după ei într-un atac asupra Iranului. Pentru că Statele Unite au experiență destul de neplăcută cu Iranul, să ne amintim de criza ambasadei ocupate mai mult de un an de zile. Statele Unite au în zonă experiențe neplăcute, să ne amintim părăsirea Irakului, nu e așa, Afganistanul și multe alte experiențe. Statele Unite pe românește nu vor să toarne gaz peste foc. Și cu toate acestea, Cătălin, multă lume se întreabă de la ce a pornit totul, de la ce a pornit acest conflict între Israel și Iran. A fost atacul asupra consulatului din Damasc, numit în spațiul public una carpă un. A fost, un, a fost picătura care a umplut un pahar de mult plin. Da? A fost un motiv, un, a, o explicație foarte bună pentru iranieni de a-și mai testa o parte din arsenal, pentru că Iranul se laudă că e un mare producător de armament, vin de armament la greu Rusiei, armament folosit în războiul împotriva Ucrainei, acele celebre drone Shahed, pe care le-am văzut cu toți în acțiune, dar iată că atunci când a venit vorba de atacuri cu rachete, rachetele iraniene s-au dovedit destul de nepricepute. Multe dintre ele sunt modernizări ale unor proiecte din vremea Uniunii URSS-ului, a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste. Și de aceea cu greu, când a fost atacul invers, haideți să ne gândim în mintea noastră, inversăm harta. Aici e Iranul, da? Și dincoace aici, așa mititel, este Israelul. De aici au plecat cele 300 de obiecte zburătoare, rachete și drone peste Irak. O parte au fost doborâte în Iordania, pentru că aici este regatul Hashemit al Iordaniei care a ajutat Israelul în acest lucru. O parte au fost doborâte și deasupra Siriei, poate prin metode de bruiaj, ca să nu mai spunem că o bună parte sunt rapoarte de la fața locului din rachete au căzut la câțiva metri de lansare. Deci n-au reușit să străbată tot acest spațiu de 1000 de kilometri să ajungă în, în Israel. Dar a fost nevoie de uh, o arătare a mușchilor. Iranul vrea să demonstreze că poate face față și poate lovi da, de pe teritoriul național Israelul a fost a prima lovitură de acest gen în a, această perioadă. Israelul a dovedit că poate lovi fără niciun fel de problemă Teheranul, Iranul, nu neapărat Teheranul, pentru că Israelul a fost acuzat aici, tot așa unde sunt a, facilitățile nucleare. Acum câțiva ani, să ne amintim, a existat un virus, Stuxnetul, care a lovit puternic centrifugele care ajută la îmbogățirea uranului. Nimeni n-a înțeles cum s-a întâmplat atunci, pentru că centrala nu e conectată la internet, dar iată că s-a putut întâmpla. Între ce două state nu e pace. Nu e deloc pace, nu va fi probabil nici în curând, dar rămâne să vedem. Atacul de astăzi, Cătălin, cum a influențat prețurile petrolului și gazelor și ca un subpunct și întrebat de ce au încercat oficialii iranieni să minimalizeze impactul acestor atacuri până acum, cel puțin în mod oficial. E clar că la ora actuală, Dincolo de orgolii, nimeni nu-și dorește inflamarea conflictului. Avem acest război aici, în Israel, da? și undeva aici, mic, e fâșia Gaza, acolo unde a intrat Israelul, jurând de desfințarea grupării teroriste Hamas. Da? Grupare teroristă susținută de către Iran. De altfel, Iranul e cunoscut ca un sponsor internațional al terorismului, deși nu recunoaște acest lucru și încă nu e catalogat ca atare. Dar există Arabia Saudită o mare putere locală, există Iordania, Irakul la ora actuală încă e destul de tulbure după câte probleme și război au avut și ei. Acește, aceste state, iar aici există Emiratele Arabe Unite, există Omanul, fiecare își doresc să fie important în plan regional, dar nu cu orice preț și nu cu prețul războiului.